Nu, salut, băi, și bine v-am regăsit la clip de episod cu acest joc foarte minunat cu Traban Galben. Eu stau cu jumătate de cască pe ureche ca să se aude microfonul ăsta mai tare și acum cred că se aude prea tare. Tapi, avem aici Trabantul cu apucături de taxi la care nu îi se închide ușa. Am reînceput acolo unde a fost asta, că ultimul Trabant a rămas fără motorină, benzină, pe ce unul este ăsta. Gaz, probabil. Și m-am luptat cu iepure, i-am dat cu pușa în cap. Nu am multe pe aici, aici. Este bulangiu și cred că nu mai avem microfonul ăla, că deja și-o cam la arte de la nasoale. Că nu se mai poate să pe cum zic eu că... Îi zic eu că boss, mi se schimbă microfonul, că mă aud. Mult prea încet! Și el zice că nu se poate mai repede să trimită, că curierul la 200 de km de el, cum nu? Că unde stă el acolo, la Buzău sau nu știu unde, el foarte departe cu el. Oraș extraordinar de mare, nu ca Deva, un pic de aruncătură de oraș, da, pi. Aici Trabantul se conduce excelent de bine, vai, dancă, cum nu? Mergem cu o viteză de croazieră. Aș putea adăuga, da. Într-adevăr, Doamne, stâlpi ești agresiv, este el, băiatul. Doamne, soarele astea ce agresiv este el, băiatul. Avem parasolar, Doamne, avem. Nu, nici nu mai văd amul ceva. Văd numai drumul în față cu mine, așa un pic. Se poate da jos, se poate da jos. Hai că se poate da jos, dacă. Hai că se mai vede ceva. Nu uită pe drum, uită pe drum și pe ploaie și pe vânt, nu mai văd nimic în față. Uită pe ploaie și pe vânt, cum e? Dacă s-ar vedea ceva, bine a fi. Minonica este seara. Ce seara minunată, măi, de lumea, cum e? Yo, este numai pietre, mi-e părut că benzinărie în toată regiunea, uită oameni. Am fost secuit. Am primit seacă de la Pietro care face accident. Pietro. Inventăm nume la Pietro, că Pietro Bulanti. Că microfonul acela deja nici mai mic de microfon, numai că vreau să vină curierul. Vreau să vină curierii, că curierul nu se face. Eu stau cu telefonul ăla Asus Galaxy Mini. Oricum e mic, nu mai trebuia să-i pune și mie nume. Că se înțelege deja că e mic. Că se vede că e mic. Căreia. Cum pun? Nu, nimic este. Este lumină. Verde. E verde lumină. Și acolo am văzut lumină roșu, dar să-l cum îl văd. Doamne, este ce drum periculos și plin de capcane. Nu, doamne, dar știam că se poate dormi în jocul. Io, stai că nu-i nimic ăsta, doamne, să adorm cu mine. Că nu combinație. Că nu prea combinație când adorm când mergi, că nu combinație. Dacă știți cum zic. E Traban, ce cine asta e. Sub stâlp el. S-aude sunete. Cum nu? Am un Trabantul, că n-are benzină, dar are în porba dar benzină. Mi-am ajuns cu plăne. Cred că se aude iepuri. Iepuri bună, nici oricum. Mere mi-a răpunde din viață 100. Trabantul care de obicei niște emisii Euro 6. Un fum negru. N-ai tu dialog cu mine, da, domnule? Nu m-a întrebat tu ce vreau să zic, că n-ai tu dialog. Se observă o construcție în față, o construcție la care am fost și datat pieptul ăsta aici. No. Hai să vedem ce se găsește acolo, măi, la acea construcție extraordinară de mirobolantă. După cât se poate observa, practic. Aolo, sunt de un piatră aia, aolo, aolo, domnul Trabant. Domnul Trabant.
Iar găsim dacii. Ioi mă, dar tăiați-vă mă iarba mă. Că-s geniale să fure mașinile și intră cu trabantul în iarbă, doamne feri că nu-i bine. No. Am găsit remorci. Mă, ce Dumnezeu să fac eu cu remorci? Și cu haion de mașină brac. Bracul. No. Periu. Periuță de dinți este aceasta. Banchetă d-asta. Vopselul, nu știu ce. Puș-puș d-asta. Acela se mai găsește pe aici, așa. Se găsește radiator. Dar la treaba n-avem radiator, că avem răcire pe aer, cum pula mea. Da, ceea ce... Băi, chestii. Nu, no, dar prea nu. N-avem nevoie, că trabantul... Trabant. Da, fi. Cum nu? Nici nu știu ce vreau să fac, de fapt. Yo, stai că m-am pierdut. Deschide capota. Ioi, dar ce motor bine îngrijit, doamne. Ioi, dar rămâne fără ăsta. Fără gaz. Hai că... Sper să nu vină vreun bulangiu de iepure. Iotă-l, băi, cum trece el, măi. No. Așa continuă drumul. N-ai treabă cu mine. Ăsta parcă era cu benzin. Cum nu? Mă, ceva mai greu decât să scoți din portbagajul ăsta nu există, mă, pe jocul ăsta, doamne feri. Nu, și am cum băgăm. Deschide maci. A trebuit deschisă și asta, dar nu știu cum. Nu, nu, bine. Și se poate turna? Da, fi. Șamuci că trebuie pus 2%. Trebuie pus 2% ulei. Da-s tu ăsta. Servus, domnul, ulei. Cum nu? Și băgăm. Țac. Așa e fost. Băgăm aici, să avem mai mult loc să băgăm asta. O gândim, bă, băiatule, bă. Nu e așa ușor, băi. Când ai portbagaj mic la trabant. Sunt curios cum îi curem urmele celea. Dacă le trage măcar trabant remorcele, nu, no, că n-am închis-o bine. Hai, fratele, trabant. Harca, da, harca, da. Opri și noi lumină, zic. Opri și ăsta cu mine, băi. Da, și noi așa cu spatele. Motorul poate să fie oprit, oameni, feci. Tragem frânul de mână. La fix în pula mea. Cum nu, că Alen șofer. Aha. Alen, da, Alen nu remorcar de ăsta. Agățător de remorcare, nu cu de-astea. Da, n-ar trebui să-mi apară și mie un ataș, un ceva. De cu ăsta nu prea combinație. Ia, pick up. Deja mă doare, mă doare urechile cum stau cu căștile, bă, băiatule. TF, eu, hai mă, că trebuie adus microfonul acela, că nu mai mere. No. Săpusă, da, săpusă, era bine dacă se punea măcar. Mare țeapă. Mă băiatie, mă, măi, hoții-mi. TF-ul bulangii, uite din cauza lui TF-ului, că nu mă pot concentra, că stau cu microfonul pe, cu, nu mai știu ce vreau să zic, lasă-ti-mă, măi. TF-ul e de vin oricum. Fut-ul în gură. A? Nici eu nu știu ce fac, dar fac.
Fapte în trafic cu TF-ul. Haide măi băiete măi. Da, pula ne are morcă mă, ce e aici? Nu, la revedere. Vă zic servus oamenilor de mor. Doamne ce. Noi continuăm aventura noastră cu Trabant, servus. Ați o prea frumoasă fântână. De ce mai mere Trabant numai cu 20? Fratele Trabant. Ce-am pățit? No. Să-mi burdă Trabantul. Hai fratele Trabant. Hai. Nu mai are treaba. Mi-am pus prea mult ulei, ce am făcut? Boss. Au, stai, ce? Stai, boss. Boss. Bossuli. Apoi. Apoi. Care e problema, boss? Nici n-am lăsat ăsta deschis, dacă e. Da, sigur, nu ceva aia. Prea multă benzină pentru un Trabant. Nu mai are putere Trabantul. Vai șamar. Vai șamar, domnule Trabant, vai șamar. Păi hai fratele Trabant. Ah, fratele. Ce are mă Trabantul ăsta? Da, nu ce fi. No, nu știu ce să-i fac. Încă un fel cu Trabantul, dar păi cum nu? No, băi, cam atât a fost și cu clipul ăsta. Instagram, Twitch, toate alea în descriere. Ăsta a fost Trabantul cu apucături de taxi. Servus.